ce făceam înaintea meciului până să ajung campion? Mă așezam în fața oglinzii și îmi spuneam: măi, băiete, tu ești un om liber ca și adversarul tău. Ai două mâini ca și el, aceeași greutate. Nu te-a obligat nimeni să vii aici. Dacă ți-e frică, întinde-o. Nu vei fi fluierat. Dar dacă te urci în ring, luptă fără frică. Că tu știi ce e frica și umilința și lașitatea. Că de-aia te-ai făcut. Să-ți dovedești că ești alt om și că nu-ți mai e frică de nimeni și de nimic. Eliberați ringul. Doar să știi că ăsta e genul de piesă pe care ți-a prins joint-ul. 90 de minute de război cu CNA-ul, ce-ar cenzura sub beat-ului, vede și scratch-urile lui DJ Paul. Cultural, publicul e orb ca Saul, căci la școala veche a fost mai neregulat ca un poponar abandonat de pereche. Deci la noi în ureche, sub, poate fi doar o lirică, iar voi sunteți la 20.000 de leghe sub orice critică. Din 5 în 5 secunde cineva încearcă să mă provoace și în intervalul rămas vede învață să nu se bage, căci ideea de a te lupta cu intelectul meu e ca și cum l-aș provoca eu un ring pe Mihai Leu. E mult prea greu să mă învingi coaie, căci n-ai coaie și nici aer destul în plămâni ca să apuci să zici ceva până când e rândul meu. Deja ești moale pe dedesubt, dar te-ai ginit abia când ai visat că te-am futut în curs și te-ai trezit zâmbind. Aliterând mii de concepte de viață, pornind de la cele patru elemente de bază ce îngheață în fază primară inamicii, provocându-le schimbarea la față. Când facem record beat cu beat recit, versuri universal cantabile pe beat-uri subliminale întreținute din planuri subtile de armonii create de explozii stelare, incit acid la destrămare, avid de putere precum cel ce nu are nimic. Particip ne implicându-mă direct, dar făcându-te să te simți mic după ce vei cădea în corzi. Ascultând volumul numărul 2, vedeți și Paul, facem record. Să spulver o întreagă echipă. Chit că nu-i mică, e comică. Trag un tag în pripă. Trag din joint sau din pipă. Trag dintr-un bong făcut din sticlă. Trag în orice clică care critică. Se complică. Îi văd cum pică, cum fug de frică. Lă fut pe fică. În fund de țip ai full de pică. Am care îl dea și ai care te lași. Știm că-i cacea ma. Ăsta pare cam lași. Ești târfă cam cacea care ți-a dat viață. Dă cărțile pe față. Învață să pierzi. Nu mai trișa. Nu-mi fura fișa. Vorbele te pot linja. Nu-mi purta grija. Mă pot pișa pe tine oricând. O pot face cântând. Și dacă o fac, o fac râzând. Iar în curând, rând pe rând, orice gând va naște un rând pe hârtie. Pot spune că n-ai postit la prostie, se știe. Pot spune în poezie tot ce pot pune în propoziție. Tovarășa ta eu pot pune în orice poziție ca superstiție. Ești mereu cu trei pași în spate, dar distanța ce ne desparte e incomensurabilă. Niciodată stabilă, tovarășa ta mult prea amabilă. Probabil că-i labilă, nu o ne dă labii și limbă. Tu dai la labă și la gonflabilă. Ești demn de milă, te îndemn de silă. Să nu te mai dai MC când pentru verzii. Ești varză, vezi, nu vezi nici lei. Vrei să devie mai ei, e ca și cum te-ai fute cu mei. E ca și cum ai taga peste NBA și UCB. Astea-s prostii, vrei război zi. Provoc explozii, ai zi dacă te ții. Să ne trecem la freestyle sau să bombardăm pereții. Cine câștigă, lasă decidă băieții. Ușor de decis, liric vorbind ești ușor de ucis. Pot pune la punct precis principalul proces de printarea pasajelor care mă duc la progres. CTC în exces de aptitudini, adorați de dame, cu mai multe jocuri de cuvinte ca o revistă de integrame. DJ Paul, spinning motherfucking wax on the wheels of steel. Sistemul pare că ne curmă, orice urmă de speranță. Expun totul în altă stanță.
viață, parcă ar fi ultima. Simt răsuflări reci în ceafă, de mine scup, parcă mă privește la fiecare leafă. Acasă dau acatiste dacă ajung teafă. Corbii țării-mi vor ochii, îmi mușcă sistemul nervos ca lupii lui Loki. Sunt ca niște copii, îmi joacă viitorul pe degete fără să pregete. Dacă ești acolo, rege-te, implor de-n pace. Îl suspectez chiar și pe Sage de a fi agent guvernamental. Fac totul regulamentar, îmi umblă la mental. Mă paște cancerul renal de la tratamentul penal la care îmi supun corpul. Știu despre armele de foc care des își ating scopul. Știu cele mai urâte 10 crime și sper să nu prind topul. Dar prin stopul mereu în același loc, cu aceeași mașină în paralel. Aceeași ochi sperând să nu realizez că a fost tot el. Aceeași mână crispată pe volan, gata să plece, să dea raportul. Orice aș vrea ca de ziua lor să le schimb în colivă tortul. Ce ai studiat în cărți? Nu-i adevărat? Gravitația, timpul și spațiu, E nu egal cu MC pătrat, min populația. De mii de ani încoace, conspirații secrete. Dar al șaselea simț, al treilea ochi vede. Coincidențe, le pun în relație, creez ipoteze. Coincidențe, prea multe, ajung să mă îngrijoreze. Băiții mei ajung să fumeze prea mult ca să se elibereze. Trebuie să se deconecteze de la real, să conecteze concepte. Compare experimentul Philadelphia și triunghiul Bermudelor. Același procedeu de manipulare a undelor, câmpului magnetic creat artificial, chiar mă cred fraier. Texte antice descriu orașe văzute din aer, iar ei neagă civilizații pierdute, vizite necunoscute. Ascund adevărul, preferă să nu discute. Dar documente care atestă existența extraterestră există și orice pistă persistă să ne ducă la Vatican. Insist să susțin că secretele sunt camuflate de religie. Nu-i blasfemie, sunt date pe hârtie și se știe. Se știu guvernele care contribuie, sunt în relație. E o conspirație de a minți și manipula o întreagă nație. Vor o nouă formă de organizare cu control mai mare. Au inventat internetul pentru monitorizare. Se întâmplă multe lucruri bizare sau mi se pare. Îmi permit o întrebare, care originea virusului HIV oare? Îmi permit și un răspuns, laboratoare de cercetare. Secrete, folosesc sectoare din Africa ca teren de testare. Te învață că banii-s puterea, dați bani în conturi bancare. E un banc care ne cuprinde pe toți, râzi dacă poți. Ce ai studiat în cărți? Nu-i adevărat? Gravitația, timpul și spațiu, E nu egal cu MC pătrat, min populația. De mii de ani încoace, conspirații secrete. Dar al șaselea simț, al treilea ochi vă vede. Au fost descoperiți de SETI, supravegheați de SRI, asasinați de CIA, resuscitați ca MC. Nu nicio diferență între secunde și milenii, căci într-o simplă secundă cu o undă sonică pot fi anihilați toți pământenii. Lumile de după cer nu s-a aștri, dar conducătorii slași și nu pot recunoaște că n-au control asupra destinelor noastre. Căci ceilalți controlează tot ce gândim și tot. Ceilalți controlează tot ce avem și tot ce ne dorim și tot. Ceilalți controlează toată informația. Ceilalți îți controlează imaginația. Prin microimplanturi își asigură dominația, controlându-ne constelația. Crezi că ai șansa să-ți alegi soarta, numai că nefasta perioada 89, un OZN gigantic survola granița cu Bulgaria. Explică asta. Rasa noastră evoluează suspect de încet, monitorizați pe internet prin IP de satelit ce-ți observă modul de trai și cărți de credit îți atribuie un cod numeric. Eu vreau să-i împiedic, de aceea predic pentru cel ce vrea să aibă lumină în întuneric. Nu-ți instala microchip, rămâi puternic. Dacă problemele teritoriale sunt singura problemă pe care o ai tu, atunci cred că o să avem probleme. Că mi-am băgat problema acolo de unde ai venit tu și și acolo de unde va veni fitul. Te pun să-i mănânci pizda tovarășii tale cu furculița și cuțitul. Vede, nu mă știi tu? Mintea ta nu poate percepe imensitatea. Sunt infinitul, intensitatea, sunt ca un pitbull. Gata să strivești spiritul, să distrug mitul. Studioul e laborator criogenic când îngheți bidul. Facem records, un morman de volume din care nu mai scoți capul, sigur. Sigur. Dacă hip-hop-ul e de căcat, eu am scaune zilnice. Iar cei cu simțul factiv dezvoltat mi-acord aplauze ritmice. MC-ii mi-adresează laude cinice, dar transpiră că și pentru ei sesiunile sunt asemenea unei saune lirice. Apariția mea scenică are cauze biblice, căci concurența dispare subit asemei faunei mitice. Geneaul suferă traume psihice, iar dacă îmi fac pula în adepților, nu mai pot lua pauze să mă critique. Provoc și terților daune fizice, fixând în contract clauze eliptice bazate pe fraude tipice pentru noi. Conștiința mea, poate la judecata de apoi. Y2K armada, fac rapa, restul un pas înapoi. Se trick smoke, vede gata de război. Facem record doi pentru voi, MC ca DJ B-Boy. Smoke, același MC lyric serpentiform, indubitabil abil, conform normelor, formelor de exprimare tehnică a versurilor. Piston în cert, un cons cornit subit, în coastele inamicilor, centrele fricilor îmi sunt subordonate clar. Ilicit armat cu substanțele declanșatoare ale fobilor lor, cumbit complex, acțiune subtil sub formă de vortex, absorbind orice impuls nervos aflat în drum spre un cortex prefrontal nealterat inițial de un fenomen înșelător caracterizat incorrect abiogen, centrat spre un genocid lent îndreptat către cei care l-au creat ireproșabil, reconstruibil, în 4D invincibil, letal, erect, inimitabil, în efect dotat cu mic dozat perfect folosit pe post decep în această sferă cu centru terestru, grăbind iremediabil, rapid, în plus efectul laserului irreversibil, tangibil, atent, dar din moment ce sunt activ pe beat, sunt greu de genit, greu de lovit, învăluit în ori de fum, greu de oprit din drum, sunt greu de perceput liric sau tehnic, transform stenic în scrum MC incapabil, în complot cu Y2K și vede reprezentând ramura rapa pentru facem records. 2001.
la mea o grămadă de trupe, MC și alte creatori de genul ăsta care scot albume sau înregistrări pe care le ascultă 10.000 de oameni, din care 9.999 n-au treabă cu nimic, dar ei sunt de succes. În fine, pula noastră. Mai bine te ascultă 1.000 care știu despre ce e vorba. Și voi fi eu de căcat, dar tu ești la 10.000 de leghe sub căcat. Și oricum, tu fiind expirat, ștampil la CTC nu se mai aplică. Ce mai e în continuare? Păi, pula mea, facem Records 2, 2001, DJ Paul cu cap de taur și corp de dinozaur, Vlad Dobrescu cu creierul împrumutat de un extraterestru și așa mai departe. Cine e? Ghici. Eu. Acela. Hai să ne întoarcem. Vreau să zic așa, dăm sculament la tovarăși. Natural și fenomenal, frunturi deschise de un singur punct primordial. Mulți indivizi la un pas de moarte s-au salvat în culmea disperării, printr-un gest crezând că au câștigat. Și orice bărbat cu al său tun trage cu spermatozoizi, făcând explozia democratică, făcând victime ominizi. Vedeți voi, pe zi ce trece se nasc și mor eroi, și mai multe luni paralel începe cu tună zboi și pe facem Records 2. Bă, hai! Din nou facem records, doi deschidem porți noi, iar bem faci cu words, voi priviți uimiți, se parcă a fi toți goi. El și carbon, vă serveți primul fel jargon, fără de tarbon, de pe la balcon, fără de pardon, vă pingem pe toficată de parbon. Dezvolt forță de arcon și izolat magnetic, în boxe controlul tehnic, cu noxe orice nemernic. Pe boxe când îmi auzi vocea, ca toți MC, Zaca de la Rocea. Mă dă-n-i vocea, vocea, nevastă ta cât afla că ai battle cu mine. Când ieșim din mine, scoateți banal de prin timbru. Acest timbru era stat bazat, excursii pe intele ca să prim vibru. De vrea clar, era clar că voi experimenta pe voi tortura chakra, până voi aduce la perfecțiune. Vlad Dobrescu și Paul v-au arătat, ea nu-i nicio defecțiune. Deci carbon au facultățile mentale zilnic în sesiune. După ce mă screm atât, mai bagă-și tot. Da, bine că mai bag o dată. Mai bag o dată. Păi, ce până la asta fac? O să încerc să mai bag o dată. Să mă scrim și să mai caut puțin lapte de tată. O să bag pentru această casetă minunată. Cum îi zic că se cheamă? Facem Records volumul 2. Facem Records volumul 2. Mâncați întotdeauna hamburger cu usturoi. Îi ține și căcat până faceți mușuroi. Și tot așa cu hard disk butabil. Pentru că sunt lamentabil, am înțeles asta. Oricum, să știți că e o casetă bună. Apărată și vă promit că o să vă căcați pe voi o lună. Ok? Hei, Vlad Dobrescu, DJ Paul, cu mâinile de aur, cu foaiele de taur, proști de mătase cât bita de groase. Ai noroc sau noapte bună, poftă mare ori poftă mică. În replică, capula organizația reprezint crângași, unde viața este făcută pentru a fi rântași. Imperiul inspectoral contraatacă anul acesta pentru face-ul de pe casetă, fiindcă la anul motivul va fi pe placă.
Am un mesaj pentru toți cei care zic că fac off the dome pe loc, când de fapt se încurcă cu foaia în față, în joacă. V-aș lua în direct la pulă, dar e mama lângă mine și mă scuză. Votați organizația, trăiască nevastă mea, Anca, vă aștept la nuntă. Pentru toți impotenții sau potențial impotenți, multă muie, paranoia. Volați-vă cu unul cu produse pe bază de aloe vera. Pa! M-am detașat de materie, că-și dețin câte puțin din personalitatea fiecărui criminal în serie din istorie. Prin alchimie am creat un sunet cu suflet de tunet, precum un urlet blestemat de vârcolac însetat de sânge, care plânge către luna plină, singura sursă de lumină, noaptea neagră fără stele, pentru a defini un apocalips sonor. Acea sfâșire pe care o simți în sânge ca un negru scripitor, acele senzații eterice ale timpului în care vidul se rude lui. Prin alchimia sunetului totul mi este egal de esențial, iar eu sunt egal totului, că stăpânesc filozofia întunericului. Nu sunt o ființă, ci o forță psihică manifestată într-o formă fizică. Am ucis în mine seva morții, sunt tunetul și fulgerul de pe cerul nopții. Iar când imperiul meu contraatacă, nu va mai rămâne în picioare nici măcar o piatră. Creația conștiinței universale, produs nociv, agresiv, progresiv, impulsiv, inclusiv, confuz, dar cursiv, rămân tendințe criminale, definitiv înrolat în frontul opus credinței spirituale formale, fiind exclusiv, compus din exploziv, detonat efectiv și abuziv, condus de cerințe primale, fatale semeștiinței bolnave ce m-a propus. Unul dintre câte alte cadea premetale, depășind bariera legilor firii, sau unul din câți aș lași, în căutare de curaj, fac primii pași în întunericul cugetului omenirii, devenit locaș de cult pentru un ucigaș de temut, de mult căzut în somnul ducea rațiunii și văzut de Goia ca personaj principal în coșmarul națiunii, de care simt nevoia să evadez, luptând cu tenebrele ficțiunii ce m-au ucis în parte fiecare vis, încătușindu-mi cugetul cu paranoia. Am evadat din sanatoriu pentru a trimite falcenții la crematoriu. Îmi marchez teritoriul cu diferite părți anatomice sau cadavre întregi, depinde. Căci există 666 de metode de a ucide, iar un testat 599, pentru că pe celelalte 67 le-am rezervat vouă. Că sunt un criminal de când mi s-a tăiat cordonul umbilical, am fost excepțional în această existență fizică, dotate cu sinistră forță de persoasiune psihologică. Versurile mele aduc teroare apocaliptică, producând panică în societate. Nu-mi e teamă de moarte, că-și văd în ea o superbă entitate ce-mi deschide calea spre eternitate, dându-mi o nouă identitate pentru a mă lăsa consumat de infinitate. Am devenit parte om, parte fiară, iar pedeapsa va fi capitală, că-și voi fi executat prin injecție letală. Locul favorit, scaunul electric, profund schizofrenic, sadic, dezactivic. Sunt un pas înaintea ta, pentru că-mi conștientizez sanitatea. Viața mea nu valorează nimic pentru mine, de ce ar valora mai mult a ta? Cugetul meu e toate semne caracteristice, sfârtecat de rachete balistice, în căutare de Dumnezeu. Oscilez între filozofii mistice și teorii criminalistice, ca să inventez un arteu. Același ca înainte, de ce aminte? Același ucigaș cu talent nativ, având același temperament meditativ, latent și urmând aceleași instincte. Aceeași minte care prinde viață și se dezvoltă spiritul la revoltă. Același sânge de gheață pulsând în aortă, același degete tins spre poltă. Acuzator, același ochi nevăzător, nepăsător la lumina promisă de mântuitor. Același cor de voci și șapte ce zi și noapte mă panică, murmurând acea blestemată de incantație satanică. Aceeași atracție animalică față de grotesc, același labirint mental și sufletesc în care continui să mă rătăcesc. Aceeași indiferență pentru diferența dintre rău și bine și în fine, aceeași dezinvoltură cu care ucid orice individ ca tine. VB88 este o scen pe scenă, cu nurofen în venă. Tu ești pizdă, de-aia steagul tău e ca în 89, cu o gaură în loc de semă. Probabil gozul tău devenit emblemă. De fapt, știi ceva, fă? Mai bine fă ca o liposucțiune și mai slăbește-mă. Sau trag spre tine cu lichid hrănitor ce conține sodiu, fosfor, calciu, dioxid de carbon, zinc, proteine, minerale, cloride, magneziu, amoniac, prostaglandine, colesterol, acid citric și tot ce mai scot din mine. Nu vrei să fii independent? Bine, dar ascultă-mi sfatul, prietene, căci casa ta de discuri își bate joc de tine și în viziunea lor tu ești doar o curvă și ei sunt peștele, deci sunt peștele, beleștele și pula. Nu vrei să fii regele? Sau ia cele două roluri și locuiește-le lirică, și când o să-ți ceară o bucățică, pune-le ca omul meu dinică. Ufă, tu faci prețul, fă tu scurcea mătii. La sung, la șaibă! DJ Paul!